Publicată în Monitorul Oficial la începutul acestei luni, noua lege a pensiilor va intra în vigoare la 1 septembrie 2024, dar există și câteva articole de lege care se vor aplica de la 1 ianuarie 2024. Iată care sunt acestea. Valoarea punctului de pensie va fi majorată de la 1 ianuarie 2024 cu 13,8%, de la 1785 lei la 2032 lei. De la 1 ianuarie 2024, românii care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pot opta să lucreze până la 70 de ani cu acordul anual al angajatorului. Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate în termen de 45 de zile de la comunicare la instanța judecătorească competentă. Deciziile necontestate în termenul prevăzut sunt definitive. Poștașul livrează pensiile la domiciliile pensionarilor în perioada 1-15 a fiecărei luni. Pensiile se achită pe card în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13.